Salut, camarazi! Pentru că vedeți și voi, trăim într-o țară și într-o vreme unde toate se precipită, toate se înșiruiesc ca în șir indian, unde o catastrofă o aleargă pe aia altă, cum spun francezii, un tren poate ascunde un al doilea, știți? Așa. Vreau să vă vorbesc astăzi despre cum suntem prostiți pe față, cum suntem îndobitociți, manevrați de către serviciile secrete, veșnicii trădători ai României, care după ce au luat puterea în 47 au devenit stat în stat, care i-au jurat credință lui Ceaușescu și l-au trădat și l-au omorât împreună cu străinii. Străinii fiind și ruznacii, și francezii, și cei de peste ocean, văcarii, așa, și de atunci ne o țin numai pe trădări, ori la est, ori la vest, banul să ia, să știți. Știți cum zicea Napoleon? Napoleon zicea, iubesc trădarea, dar îi urăsc pe trădători, știți? Iar cel mai bun exemplu a fost dat de Alexandru cel Mare, care fusese elevul filozofului Aristotel, când, fiind pe fugă, urmărindu-l pe împăratul Darius, care fugise și se adâncea în Asia Mare, prin Afganistan, Pakistan. La un moment dat, un general de-a lui împăratului Darius i-a adus capul împăratului Darius, tăiat de el noaptea, ca un laș. Și s-a așteptat la onoruri. Dar Alexandru Macedon l-a întrebat, cine i-a tăiat capul? Eu, împărate. Bine, atunci tăiați-i și lui capul. Cum, împărate? Păi ți-am adus capul, te-am scăpat de cel mai mare dușman al tău, de Darius, și tu vrei să-mi tai capul? Ce da, lui ai jurat credință și așa era. El îi jurase credință lui Darius și și-a încălcat jurământul. Deci erau și o canalie și o lichiau și o geavră de doi bani și Alexandru Macedon a pus și a tăiat și lui capul. Asta merita. La noi nu se taie capete, deci hidra serviciilor secrete trădătoare trăiește mai departe. Știți și voi că în ultimele zile, ca să se acopere scandalul de la 2 mai, că mi-aduc aminte de vorba francezilor care spune că un tren poate ascunde un al doilea tren, știi? Adică în spatele primului trei poate să țâșnească al doilea tren, știți? Așa, trebuie să fii întotdeauna atent. Au lansat că astea sunt metode ale mafiei italiene sau siciliene, camorre napolitane. Dacă, de exemplu, un boss sau cineva important e prins de poliție și de sistem, atunci ăla dă în primire pe cei mici, pentru că ăia fiind peștișori, nu poate niciodată să-i facă ceva bosului, pentru că bosul și arestat poate să trimită oameni să-i mierlească toată familia, știți? Așa se practică și la noi acum. Serviciile secrete românești practică metode mafiote, deci așa ca să ne bage în ceață. Acum câteva zile, un polițist pe motocicletă a fost arestat drogat. Deci pentru mine e limpede. A fost livrat la cuțit de chestorii din Ministerul de Interne ca să scape ei și familiile lor și copiii lor drogați. Pentru că drogangiul ăla care a omorât doi copii la 2 mai s-a drogat cu câteva ore înainte să omoare copiii aia și să rănească încă trei. S-a drogat cu 7 persoane, între care din aia 7 persoane, mai mulți erau fii de politicieni de la Constanța, de oameni de afaceri, adică ei scroci care au furat banii noștri, și de comisar de poliție sau chestor de poliție, știți? Deci, ca să nu se afle numele la aia, să nu se afle că virgulă, copiii de politicieni se droghează, copiii de
de chestor de poliție, de MAI se droghează, ni se aruncă, suntem trimiși în ceață, ni se aruncă praf în ochi, așa. Și la Iași a apărut ieri o informație că au fost arestate 28 de persoane care băgau cânepă industrială. S-a găsit chiar 40 de tone de cânepă industrială, băgau în dulciuri pentru copii. Între ăștia 28 de inși era și un polițist, așa ca de întâmplare, vă dați seama, nu? Așa. Deci, șefii poliției române de Ministerul de Interne, chestorii poliției române, care și ei au copii drogați, că beizadelele, la cât fură părinților și la cât sunt de corupți șefii poliției române, care umblă numai cu interlop și cu mafios și cu escroci, la cât sunt ei de bogați și cât fură chestori ăștia, bașca, salariul e mezelică, la e fudulie, temelia e baza cu și relațiile cu interlopii, cu escrocii care devalizează România, sunt avertizați, protejați. Deci ne-a aruncat a doua fumigenă în ochi, că la Iași au fost arestat 28 de persoane care băgau cânepă industrială pentru copii în niște dulciuri, s-a găsit și 40 de tone, 40 de tone. Vă dați seama de când erau alea 40 de tone acolo și poliția știa, dar a bubuit-o numai asta acum, știi, ca să acopere, să devieze atenția de la scandalul de la 2 mai, unde sunt implicați beizadele ale chestorilor din poliția română, politicieni din partide române și escroci, adică oameni de afaceri, știi, români. Exact același sistem, cum v-am zis, cum face și mafia italiană, când un boss e prins, livrează la cuțit 50-100 de peștișori mici, că e așa și așa, n-au ce să-i facă, că le trimite killerii chiar din închisoare și le mierlește toată familia. Și toată lumea e fericită, bossul devine pentito, adică pocăit, să zicem, pe românește, colaborează cu justiția, le dă 50 sau 100 de peștișori mici la năvod și toată lumea e fericită, mare succes al poliției, nu știu ce, vrăjeală pentru proști. Așa, deci, v-am zis, e ca la francez, un tren ascunde un al doilea, știi, trebuie să fii atent ca în spatele la un tren să nu mai vină unul, știi, așa. Deci acum a mai apărut o altă noutate ca să ne bage și mai mult în ceață. O explozie la o magistrală din Vrancea, la PA7, la Călimănești. Deci 4 persoane carbonizate și 5 răniți, între care 2 arși foarte grav. Asta pentru mine face parte din tehnica asta de trimitere în ceața populației, de prostire, de mânării, de ale serviciilor secrete românești trădătoare de neam și țară, de ale poliției românești, astea sunt fumigene, care cele 7 servicii de secrete românești, plus Ministerul de Interne cu serviciul lor secret și alte servicii și comitete și comiții, cum zicea Caragiale, care nici nu le mai știm, ne bagă complet în ceață ca să acopere scandalul de la 2 mai, în care acolo sunt implicați copii drogați, beizadele drogate, copii de membri ai partidelor politice în România, PSD, PNL, UDMR, ce-o mai fi pe acolo, PMP și alții mai departe, AUR, așa, ne bagă în ceață că acolo sunt ăia care s-au drogat cu drogangiul la criminal, cu Vlad Pascu, erau copii de beizadele din Ministerul de Interne de la București sau de la chestori de poliție de la Constanța și escroci, așa zici, oameni de afaceri. Vedeți și voi, să merge până la crimă, nu se practică mila deloc, crimă, catastrofe, se aruncă totul în aer, că se pare că și la Crevedia a fost ori un accident,
care nu avea cum să se întâmple dacă totul era conform regulamentului, sau a fost și acolo un atentat, că nu prea știm în momentul ăsta, știți? Deci vă dați seama, serviciile secrete iau în calcul și moartea și distrugerea de vieți omenești, de case, numai ca să rămână la ciolan, pentru că trădătorii ăștia de neam și țară, din 47 până acum aproape 73 de ani, s-au învățat la huzur, știi, nu le place munca și au dat seama că dacă trădează țara și poporul și la ruznaci și la văcar peste ocean, ei o duc bine, știți? În fel, până acum le-a ieșit, dar s-ar putea să iasă și sângeroasă treaba asta la sfârșit. S-ar putea să iasă cu capete tăiate și cu mult sânge, fluviu de sânge, cum a fost în 89, așa va fi și data viitoare. Vă aștept la comentarii, vă pup cu drag, pa, camarazi!